Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru portalul 12-12 prin care tocmai trecem. Încă mai trecem, încă e 12-12 în America, așadar încă e valabil. Și știu că am și eu câteva prietene în America. Salutări, dragile mele! Da, acest portal e o zonă de tranzit, pentru că mai este portalul 21-12. Sper să fiu aici, lângă voi. Haideți să vedem prin ce aproximativ trecem în această perioadă și eventual și următoarea, pentru că efectele vor fi de durată. Eu mi-aduc aminte, uite, chiar mi-am adus aminte astăzi ce am făcut acum 10 ani, în 2012, când a fost o publicitate teribilă mass media, dar știți bine că a fost o creștere, a fost o transmutare energetică a unora. Atunci m-am întors din Anglia pentru o reconsiderare a unor lucruri. Da, 12, chiar pe 12-12-2012 eram în aeroport. Ce chestie. Aveți de ales între varianta 1, soarele negru, Black Sun. Varianta 2, scarabeu, jad alb, cu inscripții egiptene, să vă aducem aminte în cazul în care nu știți. Și această lumânare roșie, care eventual, dacă vreți, o aprind. Da, vă puneți pauză. Am ales câteva cărți, urmează să mai scot și în fața voastră. Vă puneți pauză și vă gândiți. Iar eu încep să fac etalarea. Aș vrea înainte să arăt aceste cărți, să mai scot câteva în fața voastră. Adică din aceste cărți aș vrea o carte, măcar o carte. Numărul 1. Etalare pentru portalul 12-12, numărul 1, o dată, de 2 ori, de 3 ori și tăiem. Cunoștință, trebuie să faceți, să vă folosiți cunoștințele, să vă îmbogățiți cunoștințele. Wow! Un eveniment neașteptat, interesant. Stați un pic să vă sprijin, să vă susțin energetic. Mai ce eveniment turn, clar. 4, nu, 6. 6 de pământ, interesant. Așa, aici ce avem? 9 de spade. Și ce era aici? 9 aici. Ah, și asul de cupe. Hai să luăm și pe ăsta, că e foarte important. Cineva de la drum vine spre voi să vă ofere niște mărturisiri, dar asta până nu uit să transmit ce am transmit. Imediat. Încă o carte de aici și mai vedem. Numărul 1. O carte pentru numărul 1. Portalul 12-12 dată. De 2 ori. Sunt multe. 2 ori. De 3 ori. Să vedem ce aveți. Oh! Aveți, sunteți deocamdată, ia să pun așa, se vede? Da. Aș vrea să stric. Să zic. Nu vreau să acopăr lumina, vreau să fie lumina, lăsăm așa. Mai 15. Aveți de-a face cu cel puțin o situație toxică, dar hai să vedem ce alte cărți au mai venit. Making a choice. Trebuie să faceți o alegere și să urmați, de fapt aceasta era prima, să urmați conducătorul. Follow the leader. Apoi a venit roata norocului, urmată de 8 de monede și împăratul. Ia să vedem la capătul secului de cărți. Și succes, interesant. Integrare și succes. După o perioadă de tăcere. Și
Și iar nu cred că o să fac etalare scurtă. Apoi, a venit aceasta 6 de monede. Muncă. Încă unii dintre voi sunteți în karmă, dar folosiți-vă cum ați mai devreme cunoaștere. Împărtășiți-o celor care vor să o ascultă, celor care merită să o ascultă. Nu dacă vor, merită, că cunoașterea nu e pentru oricine. Pentru cei care merită și știu să folosească informațiile în sens bun, într-un fel bun. Acum, aveți un as de cupe, înseamnă vindecarea voastră de 9 de spade, de griji, de stres. Ideea este că vindecarea începe aici, în creierul vostru. Uf, seamănă un pic, mi-aduce aminte de ce am ascultat de curând, apropo de alchimie și vindecare interioară. O să vă vorbesc cândva, nu acum, că acum avem zodii de făcut, dar... 9 de spade. Interesant cum simt. Și ce simt. Da, interesant că apar aici lanțuri, aici lanțuri, 6 de monede. Și aici cineva cu mâinile legate. Însă, e minunat că apare totuși asul de cupe, care înseamnă totuși vindecare, da? Înseamnă vindecare. Prin dragoste față de voi, integrați durerile, suferința, 9 de spade, întunericul, lecțiile karmice, le integrați în dragoste, în lumină. Aici e lumină, aici e lumină, aici e lumină, în asul de cupe e lumină, da? Veți reuși să le integrați și cu succes, și integrându-le vă veți echilibra și veți merge către succes. Vă veți schimba direcția, vă veți schimba situația karmică în care sunteți unii dintre voi. Interesant, aici aveți 6 de monede și 15 înseamnă 6 până la urmă. Poate să fie o poveste de dragoste în care unul dintre voi, cel puțin unul, poate că amândoi într-un anumit grad, unul mai mult, altul mai puțin, amândoi încă sunteți în niște legături karmice. Legăturile karmice sunt și cele de familie. Și atunci probabil că există și un anumit tip de oglindire yin și yang în care puteți fuziona și puteți marca o transformare. Și transformarea aceasta să vă ducă către succes. În cuplu și în general, în viața voastră personală. Dar pentru a reuși acest lucru vă trebuie ceva cunoaștere. Vedeți, aici este o carte, e un mercur care e bine, bine aspectat. Nu bâșbâie, nu e nici minor, nici pueril, nici, care mai era cuvântul, copiloros. Nu, e foarte matur. Își cunoaște potențialul și caută în continuare să și-l descopere. Ia să vedeți cărțile mai bine. Să vedeți și asul. Da? Repet, dacă aveți o relație sau un personaj în viața voastră cu care, pentru că a apărut 666, ați putea să dezvoltați un anume tip de relație, un anume tip. Veți trăi și veți vedea ce fel de relație, că poate voi vreți dragoste și dragostea asta nu vine chiar așa imediat, sau vine dragostea și după dragoste vin și colaborările. Iar variază. În viață nu reușim tot ce ne-am dorit imediat. Trebuie să avem răbdare, trebuie să muncim. Apropo de 8 de monede. Este că trebuie să urmați lumina. Follow the leader. Aici, asta e prima carte care a venit. Aveți o cale. E sinuoasă, nu e ușoară. Dar aveți niște ghizi. Acele păsări sunt niște ghizi. Vedeți cărțile, da? Vedeți cartea, sunt niște ghizi. Interesant că aveți 44, aici împăratul. În momentul în care urmați lumina, lumina interioară, care vine din dragoste, prin vindecare, prin păstrarea inimii voastre deschise, repet, veți schimba energia, pentru că energiile karmice ne țin pe loc, în lanțuri. Veți schimba energia cu roata norocului și veți merge către succes. Și succesul ăsta aduce și un parteneriat, un anume tip de bărbat sau energie masculină, este 4, împăratul. Împăratul, cu alte cuvinte, apare de 2 ori.
Și în ambele cărți, acest împărat este sugerat, este reprezentat de un pom puternic. Pom, arbore. Ia, poate este o, la unul este o karmă familială, la altul e karmă personală, sau și unul și altul. Aveți niște karme familiale grele pe care le puteți transforma. Dar trebuie să luați o decizie, making the choice, hai să vorbim și despre asta. Trebuie să luați o hotărâre. Iar 3, 3 împărăteasa, 30, 40, 3 și 4. Dar, iar e cale. Că vorbim de direcția către care mergeți. Mergeți către lumină, ca și sfat. Și nu doar ca și sfat, ca și predicție. Mergeți către lumină. Dar pentru a merge către lumină, trebuie să luați o decizie. Cu alte cuvinte, în această cale există o intersecție. De-aia apare și tentația. Tentația este sub forma multor situații, dar e un anume tip de intersecție. Ce faci? Mergi pe cărarea în urmă? Mergi pe cărarea falsă sau pe cărarea adevărată? Care te duce către lumină, către echilibru interior, împăratul. Este și, și orice am fi, bărbați, femeie, este și varianta noastră interioară, da? Că doar nu așteptăm să ne salveze nimeni, nu mai așteptați să vă salveze nimeni, salvați-vă singuri. Ia uite, folosiți-vă, mai, sunteți ghidați, sursa, vocea interioară și liniștea. Ascultați-vă vocea interioară în această liniște, tăcere care este între voi și cineva, care este în spațiul vostru sacru, poate că sunteți mai singurati și mai introvertiți în această perioadă unii dintre voi. Dar în această tăcere, de orice natură ar fi, voi o știți mai bine, pentru că variază etalarea colectivă, ascultați-vă vocea interioară. Vocea interioară vă va transmite. Nu degeaba aveți soarele, interesant, soarele negru, soarele galben, roșu, alb, da? Interesant, acum cu soarele negru... A fost așa, că vedeți, decorativ, poate un anume tip de eclipsă de soare în viața voastră. Cu alte cuvinte, simțiți că energetic, pentru că aveți nouă de spade, ați trecut prin foarte multe, sunteți cam stresați, cam obosiți. Dar mai este un pic, cunoașterea aceasta pe care ați căpătat-o prin toate experiențele și cărările pe care ați mers, prin toată munca, 8 de monede, de o carte foarte puternică, acolo să iei 4 de monede, asul de monede și asul de cupe. Asul de bâte, nu, 4 de bâte, asul de bâte și asul de cupe, deși reprezintă 8 de monede. Cu alte cuvinte, 4 într-unul, iar 4. O transformare radicală se întâmplă în viața voastră. Sunteți în plină transformare, dar se mai adaugă niște rezolvări, să zic. Mai bifați niște rezolvări destul de la care ați lucrat mult, la care ați lucrat, da, foarte mult. Cu alte cuvinte, iar, sau nu alte cuvinte, sau poate repet, asul de cupe de două ori într-o anumită formă. Vindecare, dragoste, păstrați-vă sufletul deschis. Dar repet, lucrul acesta începeți în mintea voastră. Și mintea este reprezentată de Mercur. Căpătați cunoaștere, cum să vă luminați, cum să vă vindecați, cum să vă eliberați. Cu alte cuvinte, dacă tot, poate unii dintre voi nu dormiți noaptea, vă face stres, mai bine v-ați consuma mintea cu captarea informațiilor utile și nu cu stresul pe care îl aduc relațiile karmice, care vin cu muncă, cu frici, cu iluzii, cu adicții, da? Aici este alegerea. Apropo, alegerea vine în mintea voastră. Treia reprezintă Mercur. E casa a treia comunicării, a informării. Making a choice. Decât să stați în stres, mai bine vă informați. Decât să stați legați în karmă, mai bine vă vindecați, nu? Urmați lumina și schimbați energia.
Dar iar trebuie să ascultați intuiția. Intuiția vă spune că trebuie să vă păstrați moralitatea, chiar dacă sunteți înconjurați iar de figuri karmice, de oameni care au măști, de oameni care vă mint. Poate că e cineva în viața voastră care practică mai mult decât alții toate aceste lucruri negative. Poate, vedem la tarot aici. Dar dacă este un asemenea personaj, iar folosiți-vă cunoașterea, vedeți dacă merită, cât merită să-i transmiteți din cunoașterea voastră, dacă e pregătit să se elibereze, pentru că noi vrem să eliberăm oameni, însă ei nu sunt pregătiți de libertate. Nu sunt pregătiți. Iar e un lucru pe care, sau un subiect pe care vreau să-l dezvolt într-un videoclip. Acum, până ai ajuta pe ceilalți, ajutați-vă pe voi, pentru că voi sunteți cei mai importanți în această viață. Voi, nu alții. Ceilalți vin după voi. Nu e un egoism, este cunoaștere. Este, apropo de knowledge, este integrare. Apropo de ce avem aici, ce avem 14, apropo, 14 înseamnă temperanța în tarot, vindecare. Tot în sensul de cupe, vindecare. Vă vindecați. Procesul durează cine știe de cât timp, cine știe cât timp, dar vă vindecați. Oricum, confirm că vindecarea asta schimbă energia curată a norocului, vă aduce noroc, vă aduce și bani și stabilitate și succes, un anume leadership, poziție de conducere, poate împreună cu cineva sau poate separat. Nu contează, dar vă va duce la un moment dat către o poziție importantă. Acum, această poziție de conducere poate să fie într-un grup, într-un colectiv sau la scară mult mai înaltă. Variază de la om la om. Important este să vă găsiți voi echilibrul interior. Dar va veni o relație care se va stabiliza în timp cu asul de bâte, asul de cupe, o relație pasională, poate la început adictivă, dar dacă reușiți să vindecați karmele, puteți să păstrați emoțiile, pasiunea și să construiți ceva special. Interesant că astea sunt stâncele de la Stonehenge. Aș spune că ați putea să construiți o relație remarcabil în sens generațional, istoric chiar. Mai ales că sunt doi oameni care merg către succes. Sunt doi oameni. Interesant și această carte a integrării. E un personaj, este personajul acesta reprezintă cuplul. E un soi de nu e sinastrie, este compozit. Compozit. Figura voastră cu figura lor. Roșu și albastru. Cele două flăcări gemene. Poate aveți de-a face cu flacăra geamănă. Care ies din karmă împreună și integrează experiențele. Soare, lună, soare, lună. Interesant. Dar, repet, aveți de făcut o alegere. Trebuie să vedeți dincolo de iluzii, dincolo de karmă. De grijă pentru bani, pentru muncă. Pentru a place, pentru a vă integra. Vedeți, aici e o altă integrare. Adevărata este în voi înșivă. Și abia în momentul în care vă vindecați, veți integra întunericul și lumina în voi înșivă. Aici este o altfel de dorință de a vă integra în societate, de a fi plăcuți, de a nu vedea lumea de fapt cum sunteți. Poate sunteți altfel. Poate că leu ăsta nu e musai un diavol, este o persoană altfel, care iese în evidență, care are o acum interesant, e prima oară când citesc această carte, care are o anumită forță. Nu este, apropo, fără de lider, interesant. Care nu este ca ceilalți programabili. Programabili. Posibil că și voi ați fost programați la un moment dat, dar nu v-ați nu se leagă de voi programul respectiv. Ceva din voi vă face altfel. Și asta trebuie să descoperiți. Vedeți, vine un mesaj în plus. Asta trebuie să descoperiți. Să vă permite să fiți altfel. Follow the leader.
Da. Și veți descoperi că mai e cineva altfel în toată turma aia. Poate nu e leu, poate este lupul, poate este ciobanul, poate este, eu știu, câinele care păzește turma, dar cu alte cuvinte, nu doar voi sunteți altfel lideri, sunt și alți lideri care fac parte dintr-un context. Și poate cu care puteți face un parteneriat. Văd două fiare totuși aici. Interesant. Dar iar, integrați întunericul cu lumina, întunericul, da, ferocitatea cu blândețea. Ce s-a schimbat mesajul brusc? Apropo de roata norocului, s-a schimbat energia brusc mesajul. În momentul în care vezi lucrurile altfel, posibil că lucrul ăsta, așa cum a picat și soarele, se va întâmpla și în viața voastră. Veți primi niște noi informații. Dacă vă ascultați intuiția, da? De la întuneric, de la lună. Interesant, aveți lună, lună și soare. Vă rog frumos, luați mesajele, pentru că nu reușesc într-un timp atât de scurt să spun chiar tot ce vreau. Aveți soare și lună aici, da? Apropo de integrare. Ascultați-vă vocea interioară, uite, soare și lună. Și cum, vorbind despre ceva, nu știu dacă a sesizat schimbarea de nuanță și de mesaj. Brusc, la un moment dat, nu vă veți mai concentra pe lanțuri, pe restricții. Brusc se va schimba totul. Cu alte cuvinte, chiar ce mai contează ce a fost până acum? Suferința, faptul că sunt altfel, faptul că m-au ținut în lesă, faptul că m-au ținut în lanțuri, faptul că am muncit pentru cine nu trebuia. Brusc o să vedeți, eu sunt totuși altfel. Așa simt acum. I'm a very special being. Mm-hmm. Dacă urmați lumina, lumina interioară, ghidajul, hai să vedem. Ia uite ce frumos, roata norocului, dincolo de 5 de spade. Ia uite, conflicte interioare, 9 de spade. Că oamenii vă judecă, că oamenii vă bârfesc, că oamenii s-au băgat nasul în treburile voastre, în viața voastră, că, eu știu, au fost certuri, argumente, jignieri, relațiile karmice, da? Dar brusc se schimbă energia. Ia uite, blocați, ia uite, vedeți? Veți bloca pe cei care v-au făcut să suferiți. Prin cuvânt, foarte mulți v-au făcut să suferiți prin cuvânt. Da, și vă veți găsi dragostea față de voi și iar veți fi altfel, în credință, în lumină, mare preot. Unii, nu toți, urmând lumina și interioară și, eu știu, cea divină, veți deveni voi lumină. Ce frumos mesaj! Ia clarificăm roata norocului. Aici sunteți acum. Astea sunt cărțile pentru prezent. Hai să vedem viitorul. Și interesant, apare regina de spade și am văzut regele de spade. Totul ține de cuvântare aici. Foarte mult de cuvântare, de gândire, apropo de alegeri și de manifestare. Clarificăm 5 de spade, totuși. Ia uite, 5 de spade, 10 de cupe. Interesant, 3 de cupe, temperanța. Dacă știți că aveți o atracție obsedantă pentru cineva, aceasta se va tempera, se va vindeca și va duce către un anume sentiment de bucurie, de succes. 3 de cupe, 10 de cupe și temperanță. Cu alte cuvinte, sau altă variantă, dacă știți că aveți un aventurier prin preajmă, la un moment dat și schimbarea voastră de energie, de direcție, le va atrage schimbarea, vindecarea și schimbarea relației în sine. Roata norocului. Nu vreau să creez iluzii. Gândiți-vă că lucrul ăsta se poate manifesta pe termen lung. Dar, spre ce mergeți? În primul rând, concentrați-vă pe ce am spus mai devreme ca să integrați în viața voastră toate acestea. Vedeți, de două ori apare roata norocului. Sunt elemente care se dublează și apare, ia uite, asul de monede, da? O relație fericită pe termen lung. Cum am zis mai devreme, asul de bâte, asul de cupe, dar pentru asta trebuie să munciți. Începuturi care vor duce către o relație foarte specială.
Poate că începeți colaborând, îmi pare 600 de monede, începeți colaborând și încet, încet se dezvoltă alte lucruri. Veți trăi și veți vedea. Ia uite, o relație, wow, ce frumos, justiția și împărăteasa, și de asul de cupe pe care le aveți aici. Dar, dragostea începe în voi. Apropo, follow the leader, lumina. Lumina e aici. E și în afară, e și înăuntru. Este peste tot, de fapt. Veți vedea că dacă ați suferit, cu siguranță că ați suferit, începând să lucrați aici, vă proiectați. Ăsta e 5D-ul vostru deocamdată, da? Va veni și dragostea, va veni și abundența, va veni și dreptatea, vor veni și relații darmice, echilibrate, corecte, dincolo de condiționările, programările pe care le-ați trăit până acum. Wow! Ce interesant, ce interesant, ce interesant. Dar, da. Eu, ce interesant, și aici apare o inimă, dar aici e frântă. În prezent. Un suflet pereche care are o inimă frântă și din cauza asta rămâne într-o poziție imatură. Dacă voi știți că aveți mai multă cunoaștere, cunoașterea a venit și aici și apare și sub forma marelui preot și ați învățat și încă mai aveți de învățat dragoste și stimă față de voi, rămâneți în această energie pentru că și voi mai aveți ceva de vindecat, dar vindecându-vă și voi, le dați un exemplu. Cum să se vindece. Și nu doar pe ei. Mulți. Mulți. Oricum ar fi, trecând peste vindecările personale și colective, cel mai important este că schimbați o energie care v-a ținut pe loc. Repet, aveți lanțuri în mai multe poziții. Aveți intersecție de drumuri. Și mergeți către succes, către stabilitate, către dragoste, către pasiune și către cunoaștere. Dar pentru a merge către aceste lucruri, folosiți-vă cunoașterea pe care o aveți. Asta mi se pare iar o carte foarte puternică. Da, interesant și apropo de lumină. Ia uite și aici este. În mâna voastră este lumina. Depinde de voi. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos și o să meditați la lucrurile pe care le-am spus. Pentru că dacă veți mai reasculta, nu o să faceți mie vizionare, dacă vi se pare interesant, o să mai ascultați. Probabil că veți capta și voi nuanțe. A, stați un pic, nuanțe noi, în acest mesaj. Un mesaj de la înger pentru voi. Mesaj de la înger pentru voi. Uaha! Ia uite, o nouă dragoste. O nouă dragoste. Poate să fie o nouă etapă în relația aceea pe care o aveți karmică, dar aplicați, vă rog frumos, la toată povestea pe care am încercat eu să o exprim. Sau mai bine, nu e poveste, sunt mesaje. Mesaje care se pot lega într-o poveste dacă aveți darul narațiunii. Da. 22 poate să fie un număr important pentru voi sau pentru persoana cu care aveți a face lucruri, sunt mai profunde decât par. Da. Iar o chestiune de copilărie, de traume din copilărie care trebuie vindecate. Relaxați-vă ca să vă puteți asculta intuiția. Că unii dintre voi chiar munceți foarte mult. Sunteți condiționați, apropo de ce am zis mai devreme, de societate, de familie, de niște responsabilități, sunteți oarecum condiționați, dar treceți peste aceste condiționări și nu uitați, cu o nouă dragoste. Ce zice aici? Până strâng cărțile, stați pe, zice așa, îmbrățișați o oportunitate pentru dragoste în munca voastră, poate să fie în munca voastră care vă duce către stabilitate și pentru creștere spirituală, poate să fie și altfel de dragoste, dar interesant. O nouă dragoste. Vedeți cum e imaginea acum, că tot ați avut conditioning, este steaua care pică în mâna voastră. Schimbarea de energie
vă va face magneți către vindecare, către, asta este misiune publică, către destin. Cu alte cuvinte, destinul, follow the leader, destinul vă va atrage mai aproape în momentul în care luați decizia importantă și faceți ce am spus mai devreme. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau. Cei care ați ales numărul 2. Hai să pun aici asta. Scarabeul cu inscripții egiptene. Ce mi-a atrage acum atenția? În primul rând, văd, asta mi-a atras atenția, doi munți, două dealuri și, spune, un soi de azi de bâtă, o flacără. Ori cei doi, ori voi să te separați de cineva și totuși, separarea asta care este, menține sau chiar crește pasiunea dintre voi. Un mesaj. Al doilea ar fi, aveți suficientă energie, casul de bâte înseamnă energie, măi, energie fizică, magnetică, spirituală, să aveți suficientă energie să faceți cale, dacă inițial cele două dealuri, cei doi munți au fost într-o singură structură, aveți puterea de a face cărare prin ele. Un soi de... Știți ce mi-aduc aminte? O citisem niște chestii mai acum vreo 10-15 ani. Foarte interesant. Deci că au făcut foraj în muntele Bucegi cu niște lasere de-astea foarte mari, foarte puternice. Americanici. Și-au descoperit acolo în Bucegi, interesant, niște canale care au legătură cu Egiptul. Băi, ce mesaje vin! Uf. Da, în fine. Hai să vedem. Scarabeul. Are capacități de vindecare. Interesant. Hai să vedem ce mesaje au venit. Înainte de a... Dați-mi voie să iau în aceste cărți încă o carte odată. Curățăm cărțile. Numărul 2. Mesaj pentru numărul 2. Mesaj pentru numărul 2. Scuzați încălăbuța. Ah, nici nu m-a așteptat. Te lăsăm. 6 de aer și 9. 6 și 9. Numerele celelalte sunt oarecum în oglindă. 69. 96. Poate cineva e născut în 69, poate cineva e născut în 96. Dar 6, 9, 96 ține de Yin și Yang. În fine. Le spun, le arunc mesajele pentru cine o fi să audă, să înțeleagă. 6 de aer și 9 de pământ. Aer și pământ. 9 de pământ. E una din cărțile mele preferate în aceste cărți. Vindecare. 6 de aer înseamnă în tarot eliberarea de apele tulburi și călătoria către lumină. Nouă de pământ este în tarot preîmpărăteasa, independența. Dar în aceste cărți zici că este un elf, o druidă, care îți oferă transformare și vindecare. Ce super, băi! Ce super! Dacă energia voastră, probabil că voi, unii dintre voi, aveți această capacitate de a vindeca, de a dărui, de a servi. Și poate că meritați și voi să... Ia uite ce frumos! Intuiția. Soi de marea preoteasă, la care lucrați de ceva timp. Lucrați de ceva timp să temperați eventual două aspecte ale voastre. Apropo de foc, doi de bâte. Doi. Sunteți persoane și foarte pasionale în viața de zi cu zi, în trup, dar și foarte pasionale, spirituale. Lucrați de foarte mult timp aici, la această transformare, la pomul vieții. Iar, ce subiect complex și n-am timp acum să spun. V-ați dezvoltat intuiția și intuiția vă învață, vă îndeamnă să vă eliberați de niște situații neplăcute și să vă vindecați și să vindecați, eu știu,
cei care vor să servească din cupa voastră la modul elegant, onorabil, aș spune, onorabil. Unde să pun? Mesaje ciudate, mesaje. Mai am de luat din aceste cărți, încă nu le-am deschis pe toate. Am apucat să vorbesc, mi-a atras atenția această carte, că e foarte frumoasă. De preferatele mele. Poate unele dintre voi ați avut părul mov sau nuanțat așa mai neconvențional. Compassion, dar lumea. Interesant că am vorbit de lume. Am vorbit? Nu, am vorbit de munți. Lumea, 21. Încheiați un capitol. Mai aveți ceva de pus în acest joc. Mai aveți ceva de pus. O piesă. Mai este nevoie de o piesă. Ia uite, mergeți către succes. Pas cu pas mergeți către succes. Nu către, către lene, cât către o satisfacție interioară. Că ați văzut dincolo de iluzii, le-ați lăsat în urmă programele, apele, tulburi, iluziile. Apropo, vedeți? Exact ca cum am văzut și aici, vedeți? Aceeași formă și aici, aici. E o energie care vă ghidează, pe care ați intuit-o, care v-a învățat să vă iubiți, să vă dați timp, timp pentru voi. Nu contează lucrurile toxice, tulburi prin care ați fost, v-ați dat timp din când în când pentru voi și asta e mare lucru. Pentru că succesul, manifestările nu vin prin muncă asiduă, musai, nici prin suferință, ci prin un anumit calm și magnetism. Asta le-am aici. Uitați, le desc ușor. 7 de monede. Da, dincolo de iluzii. Dincolo de iluzii. Sunt ceva mai venit. Regina de spade. Regina de spade care e foarte intuitivă și foarte inteligentă. Interesant că iar apare fluturele de trei ori cel puțin acolo până acum. Sunteți în... Iar fluturele înseamnă transformare psihică. Deschiderea celui, ia uite, celui de-a treilea ochi. Am zis, este o forță, cum am zis mai devreme, este o forță energetică, magnetică, care sparge blocajele. Eventual, dacă vreți, puteți să atrageți lucrurile de la distanță. Poate că ar trebui să studiați despre magnetism, dar deocamdată vorbim despre energie mentală. O energie mentală foarte puternică. Vedeți voi, apropo, iar lansez mesaje pentru cei care vor să mediteze la ele. Asta e un soi de as de cupe, deasupra căruia plutește un fluture. Inima voastră s-a transformat, dar împărtășind din emoțiile voastre și alții se vor transforma, măcar un pic. Măi, mi se pare mie, sau aici este un șarpe? Ia, dați un pic mai. Un șarpișor? Ăsta verde? Ia. Că nu-mi dau seama dacă vă bine. Parcă e un cap de șarpe, nu? Apropo de transformare, dar poate o tentație în viața voastră pe care dacă o tratați cu empatie, acea tentație se poate transforma. Știți cândva șerpii au avut aripi? Iar mesaje pentru unii, pentru alții. Și am mai spus-o de-a lungul timp. Cunii plac italările mele, s-a spus în altă parte. Fiecare face cum este ghidat. Eu așa sunt ghidată să mă exprim și să povestesc. Acum, regina de spade, țesătoarea.
Aici este dincolo de iluzie. Iluzia este o lucrare de artă, apropo că sunt artist și vă înțeleg și vă pot confirma lucrurile. O lucrare, am făcut și tapiseria la un moment dat. E o lucrare de artă, este un fluturaj. A, neimportant, nu. Dar dincolo de această iluzie a unui obiect fizic, este o ordine în țesătură. Este un concept, este un simbol și mai presus de toate este determinarea mentală și fizică a acestui personaj să ducă conceptul, lucrarea până la capăt, dincolo de iluzii. Mesaje pentru cine vrea să asculte. Acum, la capătul setului de cărți, Bella Rosa, Tentația, Diavolul, Regele de Spirale și Doi de Spade. Posibil, forța voastră mentală atrage un alt personaj la fel de puternic. Însă puterea acesteia constă în alte lucruri. Apropo de Doi de Bâte, poate că sunt două personaje. Dacă nu e doar, nu sunt doar, nu, dacă. Sigur aveți două naturi despre care am vorbit mai devreme, dar afară de acele naturi pasionale și fizice și spirituale, tocmai pentru că sunteți atât de energetice, atrageți persoane la fel de puternice. Atrageți. Intuiția vă spune că așteptarea vă va aduce roade, eventual. Regina de Spade și aici Regele de Spirale, de Foc. Și Diavolul. E un personaj obsedat sexual de voi. La distanță cu lumea, nu știu. Acest personaj are succes, e mai confortabil. Bella Rosa și cu laziness ar putea să fie energia acelui personaj. Pentru că am senzația că voi sunteți energia mentală. Măi, ce confuzie se creează, vedeți? Voi sunteți energia mentală care clarifică, să zic, confuzia sau lipsa de claritate a unei situații. De claritate pentru că am senzația că această obsesie sexuală, această atracție a cuiva nu s-a manifestat până nu s-a manifestat în totalitate. Interesant, 20 și 21. E o renaștere în voi. E o renaștere în voi. Trebuia să încep cu astea, poate. Hai, nu contează. Wow, 15, iar 15 și 15, de două ori. 15 a apărut și la numărul 1. Dar aici apare de două ori 15, numărul diavolului. Însă în aceste de cărți, acest diavol, nu e acest diavol, acest 15 reprezintă dorința de independență a cuiva. Dorința eventual de a ieși în evidență. Dar ce e foarte, foarte interesant, aici văd o energie feminină pe călare peste pe un elefant. Elefantul e energie masculină, totuși. Am zis, forța voastră mentală vă ajută să stați în picioare în situații critice, vă ajută să faceți cărare în stâncă, în munți, forța voastră mentală. Și atrage oameni foarte puternici. Iar atrage oameni foarte puternici, independenți, care ies în evidență, care sunt de succes, care ies în evidență, apele reprezintă și în Biblie reprezintă lumea, da? Care ies în evidență dincolo de comun. Însă, aveți de trecut un hop cu acest blocaj. Aveți de trecut un hop. În momentul în care veți trece acest hop, să zic, acest blocaj, e un blocaj. Acum se crapă, vedeți, foarte interesant, se crapă. Zidul, blocajul. Va fi spațiul, ia uitați ce diferență. Wide open, deschis, iar energie feminină. Dar iar pe stâncă, acum a văzui. Interesant, și aici e o altfel de stâncă. O stâncă care blochează. Dar am zis, de la început, voi aveți energia mentală, energetică, magnetică, de a sparge unii dintre voi. Poate sunteți manifestori, nu știu. De a sparge blocajele, de a crea, de a face cărare în stâncă. Nu întâmplător am zis-o de chestia aia cu forajele în munții. Și interesant, apropo de ce am zis cu Egiptul și Bușteniu, da? Ce diferență și ce distanță.
distanța este confirmată și de această lume. De această lume, 21. Posibil, la distanță, e un personaj care vă dorește foarte mult. Dar și voi și ei trebuie să luați niște decizii. Doi de spade. Și voi și ei trebuie să, interesant, să învățați să manifestați și să comunicați. Dar comunicați, cred că uneori, ia uite cum a sărit cartea. Poate că uneori comunicați telepatic. Ideea este că ați putea să comunicați într-un mod foarte original. Există această capacitate. Și a voastră și a personajului. I-am zis, e un cuplu. Un cuplu de succes. Puteți să fiți de succes amândoi. Da, și așa și este aici, e lumea, da? Parcă ați merge prin lume amândoi victorioși. Da, zic, pentru că... Da, vedeți că la fel, ia uite și aici, ai puterea. Exact. Femeia pe elefant, personajul pe tigru. Două animale foarte intense. Poate sunteți reprezentați de tigru în zodiacul chinezesc, nu obligatoriu. Dar elefantul, Ganesha, reprezintă niște forțe pe care le primiți și de la străbuni, în ceea ce aveți voi de manifestat. Și interesant, apare 6 și vorbesc de 15, care se reduce la 6 și aveți 15 de două ori. Și 46, 42, care iar înseamnă 6. Gândiți, lăsați-vă ghidați de intuiție și gândiți aici că regina de spade strategic, dincolo de aparențe, aici aveți voi de meditat un pic. Lăsați-vă ghidați și de minte și de suflet. Și blocajul care este în viața voastră, în general, la nivel personal, dar și într-o anumită relație cu un personaj puternic, puternic ca voi, blocajul acela care creează adicția 15, energia toxică, obsesia, eventual din cauza neîmplinirii, se va vindeca și, da, și va duce către o relație armonioasă, aș spune, nu zic musa iubire, armonioasă 6 și 42 tot 6 înseamnă, stabilă în 2. Interesant. Acum, până la manifestarea acelei relații, armonia trebuie să se întâmple în viața voastră, la nivel personal, repet, nu aștepta să vă salveze nimeni. Nu e bine. Hai să vedem... am vorbit, doamne, curățam cărțile, te rog frumos, numărul 2. Este o energie feminină care schimbă culorile părului, negru, roșu, mov, poate și alte culori, poate își pune diferite chestii în păr, în fine. O nouă relație se va manifesta dincolo de acest moment de tranzit. Dar ce vreau să zic? Uite, același moment am avut și când am tăiat cărțile mai devreme. Este ceva nesiguranță, nu știu dacă din partea voastră sau a persoanei. Probabil că a persoanei aceasta obsedată care ar vrea să... Nu obsedată în sensul negativ. E o chestie foarte doritoare, pătimașă față de voi. Nu sunteți voi. Voi sunteți aici. Dacă sunteți femei sau dacă sunteți în această energie mentală. Vedeți unde sunteți. Dacă vă recunoașteți în această energie mentală care lucrează cu mintea și cu sufletul său și creștere spirituală, aici este o altă energie. Pătimașă, cu potențial, dar încă niște vibrații negative pe care eventual voi cu mintea și cu sufletul vostru
puteți să le vindecați, să le rezolvați. Dar acest personaj are o indecizie. Da, e de la acest personaj, nu de la voi. Pentru că voi sunteți reprezentați, reprezentate, mai ales, de Regina de Spade, care e foarte concentrată în mental. Tocmai pentru că are niște blocaje și ca să focalizeze energia, pentru cei care fac arte marțiale, m-ar înțelege, da? Și prin mână, și prin ceea ce vrei tu să trimiți, trebuie să te concentrezi, să ai putere mentală. Aici, acest personaj, cu toate capacitățile și forțele sale, că a zis că semănați într-un anume fel, încă este indecis. Din cauza asta nu se manifestă ceva. Dar se încheie capitolul, să zic, indeciziei. Hai să vedem. O dată. Ia uite, blocaj mental. Blocaj. O obsesie. Acest personaj se gândește tot timpul la voi. Adesea. Da? Schimbare de energie. Se va schimba energia dintre voi. O dată. De două ori. De trei ori și de... Unde sunt? Ia uite, faetonul. Vrea să vină de la distanță, că tot e lumea. Încă se gândește. Acum, trecând peste ce vrea să facă acest personaj, că nu ne interesează atât de mult ce vrea să facă, și voi mergeți către succes. Succes, faetonul, da? Ați văzut mai devreme. Hai. O dată. Spânzuratul, o nouă perspectivă. Cavalerul de spade, care se va schimba foarte repede prin comunicare. Doi de bâte. Doi de bâte e ca un portal. Poate la doi a doua s-a întâmplat ceva, sau la următorul doi a doua, da? Sau 11-11 a fost ultimul. Posibil atunci au început să crape toate aceste lucruri și urmează să se manifeste într-un mod neașteptat o cuvântare, o comunicare cu cineva după o perioadă de stagnare. Dar, repet, stagnarea vine foarte mult din partea acelei persoane. Dacă știți că, într-adevăr, e un personaj, dacă intuiția vă spune că e un personaj care vă cam urmărește, vă cam dorește. Trecând peste acest personaj și în viața voastră, acest blocaj urmează să se dărâme. Da, să se dărâme. Am vorbit de această forță, forța voastră mentală separă. Ia uite, doi de bâte, separă spațiile. Forța voastră mentală, ați învățat în multele experiențe pe care le aveți să vă folosiți mintea. Spânzuratul e o carte foarte puternică. Faptul că stă pe loc, că e legat, nu înseamnă că este mai prost, că e mai slab. Nu, e o carte foarte puternică. Doar că energiile sale, apropo de 12 casa, 12 a necunoscutului, da? A peștilor, vin dintr-o altă dimensiune, aș spune. Nu e de desconsiderat. La capătul setului de cărți, 7 de bâte. Wow! Ia uitați ce! Am zis de 6 de spade că mergeți către soare? Mergeți către soare, către independență. Către fericire în cuplu. Fantastic! Dar pentru chestia asta, nu veți merge singuri, veți merge împreună cu acest personaj. Despre care este. Acest personaj trebuie să învețe să se lupte. Poate mai are depus niște granițe în viața personală și voi la fel. Nu știu acum, eu cred că voi sunteți un pic mai avansați la capitolul ăsta. Rămâne de văzut. Dar acest personaj va veni și se va lupta pentru a fi în relație cu voi. Și veți merge. Așa văd. Soarele, bucurie, independență și fericire în cuplu. Cuplu, colaborare. E un anumit tip de fericire care urmează să se manifeste. Hai să curățăm cărțile și să clarificăm. Spânzuratul. Aici sunteți în prezent. Acelea urmează să se manifeste. Dar hai să vedem ce arată și aceste cărți care reprezintă viitorul. Mai degrabă decât prezentul. Este After Tarot. Numărul 2, ia uite, 9 de cupe și 3, 2 și 3. Da, se va manifesta o călătorie. 2, 3 și am văzut 4. 2, 3 și 4. O călătorie în care
sau după care veți fi într-un spațiu stabil, într-o relație stabilă, într-o prietenie stabilă. Odată. Ia clarific, nu, clarificăm spânzuratul. Ia uite, spânzuratul a fost clarificat de doi de cupe. Și ce frumoasă e cartea asta, care cei doi se îmbrățișează. Dacă, apropo de intuiție, păstrați-vă intuiția, aveți răbdare. Aveți răbdare cu voi, cu ceea ce știți voi despre personajul despre care am vorbit. Și acesta visează la voi și acesta a avut revelații și voi. Intuiția voastră vă spune că veți fi la un moment dat împreună, da? Veți comunica. Clarificăm cavalerul de spade odată. Da, numai odată, ia, clarificăm normal cavalerul de spade. Ia. Regina de băte. Dar e o regină de băte care este... exclusivă, aș spune. Regina de băte unor nu e exclusivă, dar această regină de băte este exclusivă. Cu alte cuvinte, pasiunea despre care am vorbit se manifestă doar cu anumite persoane care merită. Și probabil se va manifesta în acest cuplu. Ia uite, măi, se lasă cu căsătorie? Posibil, ia uite, doi oameni foarte puternici, într-un mod neașteptat, vă întâlniți, se manifestă turnul, călătoria, rezisteați împreună și construiți ceva foarte puternic. Doi de bâte. Ceva s-a mișcat? S-a pune doi de bâte. Numărul doi. Am zis că acest... A, regina de bute și regina... Deci ceva, ceva îmi spunea, regele de bute și regina de bute. Am zis, acest personaj este obsedat în sensul frumos și bun al cuvântului. Simte că sunteți ca ei și intuiția voastră, vă repet, vă spune că și ei seamănă, dar poate că unul mai are ceva de lucrat. Doi de bute. Mai ales energia masculină, mai are ceva de... eliberat de renunțat la indecizii, în primul rând. Indecizii. Asta blochează foarte mult indecizii. Dar pute... ia uite, nouă de spade, ce frumos. Cea mai frumoasă carte de nouă de spade, în care vă luați cuvântul, vă luați gândul, apropo de energie mentală, și vă luptați cu demonii, cu tentațiile, tentația despre care am vorbit mai devreme, o transformați în dragoste. Demonii aceștia îmblânziți. Gândurile acestea, pentru că totul începe în mintea noastră și veți fi în stare să alegeți. E o energie foarte interesantă, eventual și ei. Ia uite, vindecare. Regele de bute apare iar. Ce frumos! Mai, iar 20-le naștere. După o perioadă de probleme, aș spune, vă întâlniți cu acest personaj. E un personaj foarte important în viața voastră. Foarte important. Regele de bute, steaua. Regele de bâte și diavolul. Mai. Dacă un personaj de succes, normal că are și tendințe toxice, are și mândrii, are și obsesii ale cuceritorilor, dacă sunt în public cu steaua, unii dintre ei. Acum, unul are capacități vindecătoare mai mari decât celălalt și îl poate ajuta pe celălalt să renunțe la niște chestii toxice. Dar pentru asta, iar în viața voastră personală treceți de un blocaj și asta vă mai adaugă la puterile pe care le aveți. Așa văd. Că scarabeu, am mai spus odată, împinge lumea în mitologia egipteană. Împinge lumea, e ca un glob de pământ, un ghem de pământ, îl împinge lumea. Cred că vă puteți uita și pe YouTube ce face, cum face, da? Și lumea e sămânța unei noi lumi. Apropo, lume încheiere de capitol și o nouă lume. E foarte interesant simbolul scarabeului și mă bucur că am această piesă. Și iar apropo de vindecare, albul ăsta cu capacități speciale. Ia să vedem mesaje. Numărul 2. Asta vrea să iasă, da?
Fă, interesant și la numărul 1. Mai ascultat și numărul 1, deși sunt ceva diferențe, sunt destule diferențe, însă la un moment dat m-am reținut să spun să ascultați numărul 2. O să vedeți în numărul 1, dacă ascultați, apare o carte care are scarabeu. M-am reținut, nu știu. Dar dacă intuiția voastră va ghida către numărul 2, este minunat. Dacă ascultați mai întâi numărul 2, ascultați și numărul 1, să vedeți ce și cum se aplică. O nouă dragoste. O nouă dragoste. Cereți ajutorul și alegeți dragostea. 14 energie vindecătoare. Am senzația că ei vor cere ajutorul. Nu știu, cineva va cere ajutorul, vă va cere ajutorul. Pentru că energia de spade, de mentală și emoțională, este pe vibrație înaltă. Reprezintă, uite, m-am bălbăit, reprezintă capacitatea de a asista pe cineva. 21 și am început cu 21, da? Alegeți dragostea. Și înapoi la ceea ce iubești. Da, i-ați văzut? Da, o să vedeți că probabil că are legătură și numărul 1 cu viața voastră într-o anumită formă, cu cineva, nu știu cu cine. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu stai ca să mă ascultați de pe mine, dar dacă ceva n-ați înțeles acum și simțiți că merită ascultat, ascultați peste câteva zile, peste o săptămână, pentru că energia asta nu se manifestă musai acum, peste noapte. Mai, energetic, lucrurile sunt mult mai subtile, mult mai flexibile și cărțile de tarot, vreau să vă reamintesc că sunt versatile, sunt atât de profunde, sunt atâtea dimensiuni în care ele funcționează, încât dacă le fixăm doar pe o viață strict 3D și manifestările acestea rapide, zilnice, pierdem esența. Eu așa zic, nu știu, sau poate sunt eu mai altfel. Bine, știu că sunt, dar totuși. Totuși. Da, zic, vedeți dincolo de primele mesaje. Eu aș mai fi spus multe, dar nu am timp. Poate că și voi, văzând cărțile, ascultându-mă, vă vin vouă idei. Și acelea sunt canalizările personale în timp ce eu vorbesc. Sunt convinsă că vi se întâmplă. Sunt foarte convinsă de chestia asta. Așadar, vedeți ce canalizări mai primiți și voi în timp ce mă ascultați, în timp ce vedeți cărțile care sunt strict pentru voi, pentru că aceasta este etalare colectivă, dragii mei. Așadar, vă pup, mama, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau! Haideți să vedem numărul 3, cei care au ales această lumânare roșie, dar haideți să și aprindem, dragii mei, ca să avem eventual două lumini. Ce drăguț, lumina, băi, nu vrei? Nu vrei lumină? Ba, vrei, dar ești nesigur? Uite, îți dăm noi siguranță. Două flăcări, sunteți două flăcări. Una lucrează la nivel colectiv, alta eventual acum se descoperă. Interesant. Roșu, pasiune, nebunie, nebunie, nebunea! Crazy, hot. Da, e pasiune, e atracție, e magnetism, dar e mai mult decât atât. E și lumină. Unul trebuie să-și o descopere. Celălalt deja funcționează, dăruie de mai mult timp. Și nu doar că dăruie, dar și-a creat. Ce mai zic? Ce mai simt? Ce mai simt? Hai, mai zic el. Și-a creat și o structură și un stil și o armură. Să vedem ce cărți să primim pentru numărul 3. 3. Dar ce drăguț! Apropo, că lumânările astea reprezintă un cerc, sunt într-un cerc. Trebuie să încheie cercul, reprezintă zero și lumea, da? Încheiere de capitol și un nou capitol. Trebuie să încheiați un nou capitol. Ia uite, faith, aveți credință. În timp ce vorbesc, ea. O carte pentru numărul 3. O dată. De două ori. Regina de foc, ha-ha, pasiune, țineți minte. Mai a zis că unul lucrează cu lumina sa, energia feminină divină, eventual divină. Lucrează și cunoaște direcția. Celălalt este atras de femei. Am văzut Regina de. Ia uite.
Hai să o punem, hai să o punem, că trebuie pusă, da? Da? Două energii de foc, dar... Dar... Hai să vedem ce mai apare. Unul e mai tânăr în această călătorie. Unul e mai tânăr, acum trebuie să-și descopere bâta, focul. Bâta asta, asul de bâte, focul. Pasiunea care se manifestă altfel dincolo de sexualitate. Că regina de foc este foarte sexy, foarte, foarte sexy, foarte pisicoasă, magică, atractivă, magnetică, dar repet, dincolo de acest foc este un foc spiritual, un foc care ghidează, care luminează conștiințe, lucruri, lumii. Adică, hai că iar fac filozofie, steaua asta tot foc este, mai chiar dacă e la distanță, este rece de neatins, e rece că e la distanță, cu cât te apropii, e tot foc, dragii mei. Interesant că este în capul unui as de bâte. Acest personaj care acum își descoperă, să zic, și forța interioară, spirituală și chiar și fizică, poate că are ca și totem lupul, câinele, într-o anumită formă. Ia uite, choice, alegeri, zero, dincolo de trădări. Băi, dar ce cărți puternice, iar dincolo de lacrimi, moarte și renaștere. Ce cărți puternice, nu se poate. Dar se poate, se poate, se poate, se poate, of course. Of course. Și vreau, am început să vorbesc chiar și mai aveam de tras o carte din acest set de cărți. Și apoi să le deschid pe celelalte cărți. Am venit foarte multe cărți la numărul 3. Numărul 3 vrea să vorbească. Poate nu degeaba 3 a apărut iar. 3 înseamnă și comunicare. Să vedem. O carte pentru numărul 3. O carte pentru numărul 3. Acum și carte. Vedeți ce repede a venit cartea? Master. Mai, unul deja împărtășește lumina, master și tânăr. Acum, cu fi diferență de vârstă între voi doi, posibil. Dar am zis, către unul deja se trimite lumină, de aici, din stea, din vârful steaui se trimite lumină. Și steaua lui e mai aproape și mai vizibilă și transmite lumină. Celălalt acum învață. Am zis, poate diferență de vârstă, de experiență, clar, de experiență, clar este. Însă, ce să mai... Cei care au experiență trebuie să împărtășească altora care pot să ducă mai departe niște lucruri. Acum, am început cu pasiune, dar intrăm pe o direcție mult mai filozofică și mai profundă. Poate că sunteți cu flacăra voastră geamănă, poate. Ia uite, împreună, iar, aveți curajul, împreună puteți să schimbați lumea. Și ce interesant, apare inocența, tocmai la energia mai în vârstă, mai matură, mai experimentată. Bătrân și tânăr, interesant. Dacă ar fi să vorbim doar de voi, sunteți un suflet bătrân care se manifestă într-un mod tineresc, copilăros. Asta e un master Shaolin, așa-l văd eu. Sau profesor de arte marțiale. Ia uitați ce frumos e, ce frumos e. Dar, repet, împreună sunteți puternici, radiați, încredere, dragoste, sinceritate. Dar trebuie să fiți sinceri cu voi. Pentru că împreună treceți prin multe greutăți, pentru că separat aveați tot această capacitate. Regele de monede trebuie să schimbe energia dincolo de material, să descopere de material, de senzual, să experimenteze lumina altfel, pasiunea altfel. Și voi le arătați chestia asta. Arătați, le arătați. Apare schimbarea, nu știu, să le mai scot, le las aici cam multe cărți. Au venit foarte multe cărți. Cum să fac? 10, să le văd așa, 10 și schimbarea. Curajul, inocența. Interesant, inocența are numărul 19 al soarelui, apropo de soare, inocență. În primul și în primul rând au venit detalii. Detalii, claritate,
Cineva încă nu vede exact ce e cu el, cine e, e cu el, cu ea, nu-și cunoaște busola, direcția, poate că există probleme în justiție pentru cineva, nu știu. Pentru că asta mi-arată așa o masă de, nu știu, de judecător, de... Dar nu obligatoriu. Poate să fie și masa unui om studios care studiază, caută adevărul, are multe de făcut. Însă, celălalt, aici este oglindirea, celălalt încă nu vede. Trebuie să descopere iluziile în care a trăit, proiecțiile. Nu e să citești claritate în poziția normală și alte invers, nu? Și cu lupa. Cu alte cuvinte, nu vezi clar. Da, e și o busolă, cărți, detalii, aici sunteți voi, însă claritatea o cunoașteți, o căpătați foarte mult prin intuiție. Cei care sunteți evoluați deja, o să vă fie ușor să înțelegeți natura situației în care sunteți. Pentru că faceți meditație, pentru că primiți lumină, pentru că știți ce înseamnă un proces de transformare, zero moarte și zero renaștere, da? Sinele superior știți. Celălalt este încă. Are multe de învățat. Încă are multe de învățat. Și voi îi puteți învăța. Interesant, la capătul setului de cărți era așa. Vrăjitor, Wizard of Awareness. Aici este un personaj care e trezit spiritual. Pare muntele. Muntele l-avem și la tânăr. Greutatea, obstacolele, în dragoste, în viață și apoi casa. Familia sufletească. Am senzația că cei care sunt reprezentați de această flacără, care încă nu știa că e flacără sau nu știa că poate să lumineze sau că va fi aprinsă vreodată, că putea să rămână în magazin neaprinsă niciodată, da? La cheremul publicului, dar niciodată folosiți, cum se cuvine, mai ales într-o etalare de tarot, mai ales într-un moment în care transmite mesaje spirituale. Atât cât putem. Acest personaj urmează să descopere vrăjitorul din el sau din ea. Urmează să se trezească. Pentru asta trebuie să treacă prin acest munte, prin această greutate și să-și descopere lumina. Uitați lumina. Și să intre în această familie sufletească. Este chemat acasă, așa aș spune, este chemat acasă. Dar trebuie să vadă. Să vadă. Ai, interesant, dacă aprinzi lumina, vezi mai bine. Trebuie să se vadă și să vadă spațiul în care stă. Ia să vedem, ce mai a apărut aici? Așa, au venit astea trei. Foarte interesant, multe cărți au venit aici. Apropo de stea, da, steaua. Steaua, magicianul, iar apare magician, master, wizard. Am zis, unul dintre voi deja știe ce are de făcut, deja luminează, deja vindecă, celălalt acum se descoperă. Și va trebui să se descopere dincolo de decepțiile și de proiecțiile în care a trăit. 3 de spade și 4 de cupe și pe care le proiectează, iar oglindă, pe care le proiectează, chiar și în relația cu voi le-a proiectat, pentru că nu știe. Poate că voi, dacă explicați, va înțelege. Bine, explicați cu măsură, nu să faceți fracții cu un copil de clasa 1 sau de a 2, da? De-a lungul timpului veți exprima ceea ce știți voi, cei care știți. Iar 0-0, alegerea de a-și transforma viața, de a intra în manifestare și de a se vindeca de karme de trecut.
te-a împărtășit lumina la capătul setului de cărți, era vindecătorul, iar magicianul 0 și 1, magicianul, cei doi magicieni, da, cei, sunteți, mai, aveți de-a face cu doi, sunt doi magicieni, unul nici nu știe ce are de făcut și ce face. Trăiește într-o convenție, 10 de monede, ori într-o familie, casa, acasă, pentru bani, ori într-o convenție materială, nu știe. E doar acolo, o bucată de ceară roșie. Ei, și e drăguță că roșu reprezintă sexul, pasiunea, nu? Cam la asta se limitează cunoașterea sa. Poate sunt prea dură, poate sunt prea sarcastică, dar trebuie să descopere mai mult dincolo de acest lucru. Că e o bucată de ceară într-o formă metalică rotundă, da? E mai mult decât atât. Și dacă s-ar aprinde lumina și ar vedea mai bine și ar lumina și pe alții, tot mai are încă ceva de descoperit. Sunt multe lucruri, multe layer, multe niveluri de cunoaștere. Vai, dar eu nu știu, eu când citesc și când mai mă documentez despre alchimie, despre vindecare, despre aia, despre... și rămân așa, zic, Doamne. Și încă sunt un om care mă documentez și care citesc față de alții care nu știu ce fac. Nu știu ce fac toată ziua. Dar iar, acușica, dacă e vorba de o relație care e provocată de niște situații, de imaturitatea cuiva, de sexualitate, prea hipersexualitatea cuiva, de poate un bărbat care iubește femeile, iubește să meargă cu femeile, creează decepții, proiecții, lacrimi și lui și altora, bărbat sau femeie, da, în fine, zic un tânăr, că îl văd pe tânăr, poate să fie și invers. Dacă știți că aveți să face cu acest personaj, cred că voi, ăștia sau astea mai mature, vedeți dincolo de această imagine, vedeți traumele copilăriei în ei, dar vedeți și potențialul, copilul de aur. Ah, haide, copilul de aur. Vedeți potențialul. Interesant, trei cranii. Poate a fost un triunghi amoros, wow. Nu m-am gândit la cartea asta să sugereze triunghi amoros, dar dacă a fost triunghi amoros, nu mai este. Sau e pe cale să nu mai fie. Rămân doar doi oameni. Dar și acești doi oameni, chiar și acești doi oameni trebuie să aleagă. Și voi trebuie să alegeți dacă vreți să le împărtășiți lumina și ei, pentru că aceia sunt două semne care reprezintă tentația și două semne care reprezintă lumina, adevărul, cunoașterea, flacăra și spada. Iar trei uși. Poate sunt și dimensiunea treia, posibil și asta. Am zis că văd foarte multe. O, da, iar Kundalini, apropo de sexualitate, posibil că împreună vă veți trezi Kundalini. Nu este ușor, nu se întâmplă cu oricine asta, ca să știți. Nu se întâmplă trezirea lui Kundalini prin sexualitate, nu se întâmplă cu oricine. Nu înseamnă că dacă vă duceți cu cineva care vă rezolvă bine, tehnic, veți avea trezirea acestei energii, nu. Cel care știe, mă înțelege. Cel care știe, are cunoașterea, mă înțelege. Celălalt va descoperi în momentul în care veți fi împreună. Dacă alegeți, să fiți împreună. Alegerea este de partea ambilor. Și cel în vârstă trebuie să aleagă dacă vrea să stea cu acel tânăr sau tânără, nu știu ce este. Și celălalt tânăr trebuie să aleagă dacă vrea să devină responsabil, să se implice. Corbi. Vezi multe animale în această prezentare. Cu alte cuvinte, chiar cred că amândoi sunteți. Poate ați fost amândoi vraci, amândoi ați fost vindecători. Tot e un pic mai complex. Vraciu, vindecătorul, e o diferență de nuanță. Amândoi ați fost șamani, amândoi ați fost sau sunteți manifestori. Aveți legătură foarte puternică cu natura. Repet, unul acum învață. Acum intră pe călătoria asta de... E la început de drum. Bebe mic. Nu e bebe mic, e un old soul, dar încă nu se cunoaște, încă trăiește în proiecții. Nu e bebe mic deloc. Trăiește în proiecții. Am văzut regele de monede, da? Trebuie să se schimbe.
Ia uite, e supresiunea nevoilor materiale. Experimentează acum ceva nou în legătură cu voi. Acum experimentează ceva nou, iar trei. Și vă aduce schimbare. Curajul de a fi împreună cu un personaj care... E puternic, dar asta nu înseamnă că nu ești inocent. Inocența e una... prostia e alta. Prostia e alta. Sau nu prostia. Hai să fim mai finuți un pic. Necunoașterea. Dar cineva este foarte... Cred că ei sunt foarte influențați de familie, poate și o căsătorie sau familia. Familia din care vin, foarte fixată, apropo de 3D, fixată pe bani. Aici în fiecare arcadă sunt niște stele. Sunt multe lucruri de vindecat. În mai multe dimensiuni aveți de vindecat. Și unul și celălalt. Cred că și împreună puteți să vă vindecați și separat puteți să-i vindecați pe alții. Celălalt trebuie să-și descopere calitățile de vindecător. Și prin sex, eventual, vă veți vindeca de niște traume. Ce apare? Ia uite, vorbeam de vindecare și apare steaua. Sunteți nebuni? Hai mă, dacă nici asta nu e sincronicitate, ce mai e? Hai. O dată. De două ori și a apărut și aici steaua. De două ori. De trei ori. Ia uite, vindecare, patru de spade, meditație. Ia uite, aici se minte, acest personaj s-a mințit, a trăit în proiecții, minte, fuge de adevăr, fuge, că șapte de spade, minte, fuge, fură. Apropo, fuge către relații sexuale, are în cap numai sex, apropo de roșu, dar are mai mult, are un potențial, nici nu știe ce are. Că inteligent este. Câtă strategie are acest personaj? Manipulator poate. Dar ideea e nu să fie nici strict strateg, nici manipulator, ci să-și folosească inteligența la vibrație înaltă, să devină manifestor, magician, creatorul vieții sale. Apropo, regina de foc creează, este super creativă, creatoare. Da? 5 de bâte. Și 2 de monede. Încă nu știe ce să aleagă acest personaj. Cred că reprezintă această energie tânără. Poate și pe voi. Poate că și conflictul vostru cu 5 de bâte. Că iar apare foc, da? Interesant. Și al vostru. Ce să fac cu acest personaj? Că e atât de tânăr, de nu inocent. De niznai. Trăiește în proiecții, în oglinzi. Creează decepții, dar cel mai mult se decepționează. N-are claritate. Claritate. 7 de spade care minte ce face. Creează confuzii, deci nu are claritate. Dar 4 și cu 3 înseamnă 7. Faetonul trebuie să învețe să aleagă și să meargă către cei, către stea, către destinul său. Inclusiv voi, în această relație, pentru că vă provoacă. Voi vedeți eventual ceva ce never ever acești oameni vor vedea în ei până acum. N-au văzut. N-au crezut, n-au sperat. Ia uite, valetul de cupe. Și regina. Ia, ce diferență. Valetul și regina de cupe. Însă, la nivel emoțional, intuiți. Oare cum vă dezechilibrează personajul acesta? Ia, e roșu, sexy. Dar dacă ar fi și creativ, dacă și-ar folosi acest roșu într-un mod creativ, pasiunea într-un mod creativ, ar putea să se echilibreze, nu să jongleze. Ia uite, regrete. Dar petreceri, viață toxică, secrete, obsesii. Și asta blochează. Blochează 7 de pute. Blochează reuniunea. Interesant, cărțile astea au apărut, deci le-am amestecat în fața voastră și la... într-o anumită formă și la numărul 2. Blochează întâlnirea cu voi, sufletul pereche, flacăra geamănă. Blochează colaborarea armonioasă. Blochează ea trezirea lui Kundalini. Vindecarea, stabilitatea între doi oameni.
care au potențial special. Dar regretă. Interesant este că asta, 5 de cupe, spune că regretă că a pierdut timpul cu prietenii, că a folosit sexul, eu știu, pasiunea, energia într-un mod toxic, că are adicții, că are frici, că are secrete, regretă. Și eventual, la un moment dat, va dori. Pentru că am zis, am aprins lumina, va dori să se lupte pentru această relație. Dar hai să mai vedem totuși, pentru că astea sunt lucruri care încă nu se văd, le intuiți voi în meditație și vedeți voi dincolo de aparențe, vedeți potențialul ăsta, oul, creat, ce se poate crea, ce s-ar putea crea. Sau poate nici voi nu vedeți tot. Știți că se poate, dar nu știți exact cât, până unde. Acum, voi alegeți, pentru că alegerea este a noastră. Voi alegeți dacă lăsați lucrurile la nivelul ăsta, moarte, sau dacă veți permite renașterea. Ei vor veni la un moment dat. Că regretă. Cu valetul de cupe vor veni și își vor cere scuze, eventual. Da, uite, și valetul de cupe aici. Vor încerca cu magicianul comunicare să comunice, să rezolve problemele, pentru că le pare rău, totuși. Există, e un conflict în ei. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Trebuie să aleagă, să vorbim de 43, de Python. Interesant, 13, regina, 13, numărul morții, 13, 8, energii scorpionești, casa 8-a, scorpionului, a moarte, renaștere și sex, da? Atracția asta începe, deci tot începe printr-o atracție sexuală foarte puternică, dar se poate continua într-un mod foarte profund, transformator. Acum, rămâne de văzut. Odată, să clar... Ce să mai odată? Turnul și 8 de cupe. Într-un mod neașteptat. Se manifestă o separare. Ambele reprezintă separări. Dar interesant, aici văd personajul în roșu. Personajul în roșu. Acest personaj, la un moment dat, va lăsa vechea construcție în urmă. Poate va lăsa o femeie, poate va lăsa pe cineva din familia sa, pe cineva din trecut, care tot și scărmărește în amintiri. Și își va merge către călătorie. Va începe călătorie, apropo de călătorie. Da? Călătorie. Iar și ei sunt mulți și acolo sunt mulți. Va merge către dragoste față de el însuși. Interesant. Da, va refuza petrecerile și alte cupe de duzină. Va refuza. Da, hai să vedem. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Trebuia să vorbim despre voi. Dacă v-ați păcălit în această situație și voi, de-am văzut energie masculină, și voi veți... Dar cred că voi deja v-ați separat. Și separarea voastră aduce trezirea lor mai devreme sau mai târziu. Așa. 7 de spade. Ia uite, valetul de monede. Da, acest personaj își va cere scuze, va veni cu un dar la voi. Va comunica că vrea să construiască o nouă lume, să fiți împreună, să lucrați împreună. Doi de bute. Dar ce frumos e acest doi de bute. Să faceți planuri, să fiți în armonie. 2, 2, 2, 2. 11, 11 la portal, 11, 11, iar s-a întâmplat ceva, dar avem iar 2, 2, 2. Ia, clarificăm 5 de monede. De bute, pardon, 5 de bute, iar bute, iar bute. Conflicte. Sunt conflicte și interioare. 5 de bute. Ups! Ia! Extraordinar! Extraordinar! Băi, nu se poate. Deja acest personaj începe să devină conștient că dacă a fost, dacă v-a mințit, dacă v-a jonglat ca pe ceilalți, își va trăi karma, își va lua karma. Wow! Oricum e și conștiința voastră. Dacă ei au greșit și voi nu știți ce au făcut, știți că poate că i-a și avertizat, nu știu. Au de 3 de spade și voi vă vindecați și mergeți înspre soare. Mai.
Acum moarte și renaștere poate să însemne foarte multe. Poate nu o să mai fiți cu ei. Ia uite, 5 de bâte, iar apare. Dar sub forma armoniei. Cineva devine conducătorul tuturor acestor oameni care creează conflict. Poate acest... Opa! Magician. Interesant, ar putea fi trezirea acestui personaj după ce plătește karma unor minciuni, unei vieți în iluzie, în întuneric, cum a fost mai devreme, lumânarea neaprinsă, în întuneric. Dar la un moment dat aș spune că totuși personajul acesta se vindecă de traumele copilăriei, da? Se vindecă copilărie, traume, inclusiv de cele pe care le-a produs față de voi, se iartă și voi iertați. Și merge către soare. Eu cred că totuși îi ajutați. Măcar ca asistență vibrațională tot veți fi. Intuitiv, într-un mod nevăzut veți fi. Acest personaj va deveni și el conducător. Vedeți? Va lumina. Va lumina. E flacăra. Va lumina pentru alții. Magiciană. Dar, hai să mai vedem. Doi de monede, clarificăm doi de monede. Dacă voi sunteți cei tineri, cei care v-ați păcălit într-o anumită viață și știți că aveți în viața voastră pe cineva matur care vă cheamă la lumină, bănuiesc că deja ați înțeles niște lucruri. Și această etalare vă confirmă. Vedeți, mai clar, ce n-ați văzut până acum aici, claritatea era invers. Și asta confirmă 7 de spade de 2 ori, mai! Clarificăm noi de monede. Ia, iar apare asta. Dar le-am mai văzut. Clarificăm noi de monede, tot frumos. Pentru numărul 3. E foarte clar deja și aici la mine în cameră. Apropo, probabil că între voi lucrurile... Ia! 9 de cupe. Ați văzut 8 de cupe, va merge către 9 de cupe. Însă în aceste de cărți, ia uite și către vindecare. Eu cred că va veni. Cine aici iar e personajul acesta care își descoperă lumina, se vindecă împreună cu voi? Nu știu care sunteți. Cei mai tineri care încă nu aveți lumina sau cei mai maturi care și experimentați care aveți deja lumina? Nu știu, poate sunteți și unii și alții. Dar personajul care nu avea lumina, l-am făcut să aibă lumină, da? Clar. Puteam să las lumânarea neaprinsă, da? Eu zic că acest personaj se va schimba și va veni către voi. Aș vrea totul să mai clarific. Ia uite. Se deprogramează. I-ați ajutat iar personajul în roșu. I-ați ajutat să se deprogrameze. Și vor munci cu răbdare. Vor să din curtea lor. Vor munci cu răbdare să vină cu această vale de cu un cadou, cu ceva, cu un gest să vă arate cât de important sunteți. Iau-te, își folosesc bâta, apropo de bâtă, flacără, pasiunea cu un scop. Nu nevoie de prietenia voastră. Prietenie, dragoste, dar mai clarificăm o dată 7 de spade. Nu mă carte pe 7 de spade. Totuși. Poate cineva i-a mințit de a au trăit această viață. Aici este. Acest personaj va înțelege, ok, că s-a păcălit. Dar când ne păcălim, există și o proiecție a celor din familie, dintre prieteni, da? Va vedea. Ia uite, cavalerul de cupe. Da. Dar va vrea să se întâlnească cu voi, să fiți împreună, să vă îmbrățișați, să creșteți împreună. Da, va veni, clar. Și interesant, și la 9 de cupe sunt două personaje care se bucură. Se servesc, unul servește, celălalt primește. Am senzația că acest personaj va veni să ofere din cupa sa, să vă ofere vouă. Dar, repet, și el, ea trebuie să se iubească și va dori să vă fie de ajutor, să vă, nu știu, să facă parte din visul vostru, din visul lor cu voi. Mai dăm și pe 9 de cupe. Ia uite. Asul de cupe și cu 9.
fantastic, 9 și până 10. Să vă vindecați și să vă bucurați unul de celălalt. După ce? După o perioadă? Ia uite, 2 de monede. Exact. Va alege. Să înceapă călătoria vieții sale. Voi steaua, nu? Steaua sus răsare, că tot vin sărbătorile de iarnă. Și lasă, trădările lasă. Acum, evident că poate să fie valabil și pentru voi. Posibil, eu mai dăm o carte pentru astudentul pe. Posibil și voi veți alege dragostea. Acum, cum se manifestă această dragoste? Iar nu am cum să bag mâna în foc dacă l-am aici. Pentru că unii îi veți ierta și veți rămâne într-o colaborare, într-o prietenie care în timp va duce la mari bucurii. Alții vă veți vedea de drumul vostru, de drumul vostru și veți primi o altă dragoste. Și ei vor primi karma. Există. Hai, mai dăm o carte. Asul de cupe. Ce cu asul să ieși? Este într-adevăr o nouă. Asul de cupe. Wow. Ce aici? Da. Îi veți ierta. Patru de spade. Îi veți ierta. Patru. Sau se va ierta ceva legat de casă. Casă, patru înseamnă casă. Sau ei vor ierta, sau voi veți ierta aspectele care vin, negative care vin prin ei sau în ei, din casa lor, în care au avut lipsuri, au avut probleme. Da, se va vindeca. Ia uite, începeți și voi. Se poate. Ce să zic? Totul depinde de alegere. Zero. Totul depinde de alegerea pe care o faceți. Deci astea două, trei cărți reprezintă, să zic, chintesența acestui moment și a poveștii. Dacă noi îi mai vreți pe acești oameni imaturi, ei se vor transforma în continuare, poate într-un ritm mai încet, că dacă nu veți fi în preajma lor, va trebui să țină minte ce ați discutat cu ei și voi veți merge către o nouă dragoste. Unii dintre voi îi veți ierta. Nu așa, nu înseamnă că îi acceptați cu minciuni și cu... Nu. Am mai discutat eu. Nu, asta nu înseamnă ajutor. Nu. Îi veți ierta, îi veți lăsa în preajma voastră în timp și poate încet încet se va crea 9 și cu 1, 10 dragoste și veți vindeca traumele vechi. Mesaje de la înger. Pentru numărul 3. Pentru că potențial mare este. Ia, extraordinar, măi! 2 și cu 8, 10, 1. Avem 1, da? Magicianul, l-ați mai văzut. O dragoste care n-are explicații. Măi, ce să zic? Dacă aveți răbdare, zic eu că... Extraordinar! Fantastic! Măi, spăiți, nu se poate. Oricum, voi rămâneți autentici. Ei trebuie să învețe. Ia uite, o legătură spirituală foarte profundă între voi, cu care puteți crea stabilitate, da? Puteți să puneți, deja ați creat fundația. Ideea este că și ei își doresc foarte mult să fie cu voi, apropo de atingere fizică, foarte mult își doresc să fie cu voi. Da, trebuie să înveți să fie autentici. Voi deja sunteți. Dacă sunteți cei maturi, sunteți. Dacă sunteți cei tineri și care v-ați mințit în relațiile din trecut, neclare, va trebui să descoperiți claritatea, autenticitatea. Acum, am zis, poate să fie vorba de o nouă etapă în relația voastră, să intrați în uniune și să descoperiți într-adevăr o dragoste adevărată împreună. Dar, repet, nu vreau să vă creez iluzii. Aveți șanse și cu acești oameni, dacă le dați șansele. Și două flăcări împreună. Eventual, dacă nu vreți să le dați șansa, cum am aprins o lumina, veți lumina și va veni o altă lumină, o altă stea. Eu am senzația că sunt două. Sunt două personaje în viața voastră. Asta e. O nouă dragoste în care veți descoperi dragostea adevărată. Și dragostea aceasta poate să crească ca un pom
să vă uniți inimile. Wow! E greu de spus. Oricum ar fi, va fi bine. Cu ei sau fără ei, veți avea momente de dragoste și de transformare profundă. Repet, dacă nu cu ei, cu altcineva. Și ei se vor transforma oricum în timp. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau.